E gata. Da. E liberă, adică. Mersi. Ai văzut? De fapt, lasă, că e... Auzi, stai un pic, stai. Iați. Pe aici, nu pe aici. Că pe aici. Așa. Da, papucii. Ăștia-i căutam. Papucii. Bine că ai găsit. Știi? Vreau să... Hey. Eu... Stai un pic, stai. Era... Eu trebuie să... Stai, nu vrei să... Dar nu, că... Trebuie să... Să duc ăsta pentru că este umed. Și o să se ude. Îl duc. Și o sud. Când mă întorc să nu te mai găsesc aici. Nu contează cât de bun ești, ci cât de bun vrei să fii. Să-ți pui tricoul pe tine. E foarte cald aici. Aici la noi. La, mă rog, la tine. Bine. Dar e foarte cald. De-aia dorm cu pătura? Cu ce? Cu pătura. Cu ăsta? Ce chestie. Da. O faci intenționat. O... Chiar o fac intenționat. E vreo problemă? Și ce? Ce faci? Ce faci? Ce? Ce mi-ai zis? Stai un pic, nu-i normal să te apropii așa de mine. Pe... Ia, serios, lasă-mă în pace. Te rog frumos. Pentru... Te rog mult. Măi, dar nu-i normal, te rog frumos, dar nu vreau să mă... O, neața! Dana, doamnă, ce... La fix a venit. La fix, că făceam cafea. Uite, da. Chiar acum făceam o cafea. Vreau o cafea? A, nu, că voi n-aveți voie. Da, mai bine vă aduc eu niște apă rece. Da. Nu. Hai, e da? Be... Nu, că e însărceată, normal. Da, nu. Ce mai faci? Păi, ce să zic, am venit cam târziu aseară. Știu că ai venit. Scuze dacă te-am trezit. Nu, că oricum eu... Dar tu măcar ai dormit bine? Nu prea, că a fost super cald. Aia zic, e foarte cald aici. Vezi, e foarte cald aici. Foarte cald. Și ai mai vorbit cu Carla? Doar prin mesaje. E ok. Gianni, nu bănuiește nimic? Nu cred. Nu. Ei, hai, e Gianni. Poate să apară din clipă în clipă aici. Spui asta doar ca să stai aici. Și ce e greșit în asta, Lia? Ce e greșit în faptul că vreau să te protejez? E greșit că te folosești de chestia asta ca să stai aici și să ne împăcăm. Și asta e atât de îngrozitor, nu? Vai, ce monstru sunt. Vreau să ne împăcăm, îți dai seama? Dar de ce forțezi lucrurile? Pentru că în câteva zile e divorțul. Și crezi că în câteva zile mă răzgândesc? Da, eu așa sper. Dacă te porți așa, nu. Păi și cum ai vrea să mă port? Spune și mie. Nu știu. Acceptă că nu mai poți să faci nimic. Mai vrea cineva pâine prăjită? Da, eu nu mai vreau nimic. Te ajut eu. Azi, ce vrei să facem? Noi doi? Noi doi, da. Mă gândeam, poate mergem să ne plimbăm, nu? Cum am mai făceam mai de mult? Eu am treabă. Ok, ai treabă, te duc eu și după aia mergem să mâncăm ceva. Nu mai insista, te rog. Dar nu insista. O înghețată? Da, mama. Ce faci? Vii la noi mai încolo? Păi am fost ieri. Hai, mamă, vino... Mai pe la amiază, așa, să stai și la cină. Bine, hai că o să vin mai târziu.
Pa. Nu te mai ține după mine. Da, nu mă țin după tine. Am treabă, uite, fix aici. Am treabă. Uh-huh. Da. Aici. Bine. Eu merg până la baie. Vrei să vii cu mine? Aș cam vrea, dacă o pot să-mi peste. Pot să vin? Nu! Ok. Ok. Eu o să plec. Nu, Dana, nu. Nu e nevoie să pleci, serios. Da, e că mă simt în plus. Hai, vezi ce faci, baft. Bine, mersi. Cred că aveți oaspeți. Ce? Bun. Salut. Nu cred că e momentul potrivit. Chiar nu e momentul potrivit, să știi. Lia e ocupată. Vreau să vorbesc și cu tine. Ce? Da, mătușa. Azi? Ce drăguț. Da. Nu vreau să vin cu el. Trebuie. Bine. Pentru Dana. Da. Bine. Îl întreb. Sigur, mătușa. Bine, pa.